Salut, bine v-am găsit la încă un episod de testare de data asta. Nu avem un tutorial de programare, dar o să folosim câteva noțiuni de programare în acest tutorial de testare. Astăzi aș vrea să vorbesc puțin despre cross-site scripting, care este o vulnerabilitate destul de des întâlnită. Ce înseamnă cross-site scripting? Este practic executarea unui cod extern într-un website, într-o pagină. Noi putem să ne creăm un anumit cod CSS, JavaScript, HTML, PHP și așa mai departe, pe care să-l introducem în anumite formulare din website. Și când vorbesc de formulare, nu mă refer doar la formularul de contact. Poate să fie un guestbook, poate să fie un formular de search, precum cel de aici. Pot să fie orice câmpuri care acceptă text și au un buton care salvează sau procesează ceva. Vulnerabilitățile de tip cross-site scripting, după cum spune și acest website pe care am intrat să găsesc câteva chestii teoretice, sunt de două tipuri, persistente și non-persistente. Cele non-persistente nu afectează și nu strică foarte mult website-ul și nu pot afecta foarte mulți utilizatori și asta se întâmplă pentru că acel cod de cross-site scripting nu este salvat în website. Pe de altă parte, foarte rău și periculos este cross-site scripting-ul persistent, unde acel cod se salvează, este stocat în website și oricine accesează acel website poate avea de suferit. Ca să vedeți cum funcționează acest cross-site scripting, am căutat și un website care să aibă asemenea vulnerabilități. Nu mi-a fost foarte greu să-l găsesc. Acesta este marineshow.ro, un website care, ce să vedeți, vinde iahturi de foarte multe sute de mii de euro. Cam așa arată website-ul. Nu știu de unde este acest website. Putem să mergem la contact. România, București, Ploiești, județul Ilfov. Ok, eu am să le dau un e-mail după ce termin de înregistrat acest video ca să le spun despre această problemă. Cum putem noi să executăm cod extern? Păi, cel mai simplu folosind acest input de search. Eu am testat deja câteva lucruri aici și aș vrea să vă arăt și vouă ce am descoperit. În primul rând, cel mai utilizat test pentru cross-site scripting este folosind acest tag de script, în interiorul căruia punem un JavaScript foarte simplu, un alert, adică să ne genereze un pop-up în care se scrie Radu. Hai să vedem ce se întâmplă. În momentul în care execut căutarea, îmi va apărea aici un pop-up cu numele meu. Puteți să puneți orice vreți voi, să modificați acest cod și asta se va întâmpla de fiecare dată. Aici pot să pun un script mai complex care să fure diferite date, diferite informații, cookie-uri și asta îmi va da acces la, nu știu, anumite parole, anumite setări. În loc de acest alert, pot să pun și un fișier extern cu JavaScript. Și apoi să dau acest link cuiva care va vedea că, nu știu, este website-ul marineshow.ro, este un site de încredere pe care îl cunoaște, va da click și eu îi voi fura anumite informații fără ca el să-și dea seama. Pe lângă acest lucru, care îți generează un pop-up, noi putem introduce și imagini în această pagină. Și să fac asta folosind tagul de image source. Și acum am aici salvat o poză pe care o voi folosi. Este o poză cu Donald Duck. O pun aici în source și am să închid tagul. Acum când rulez acest script, aici în loc de produse îmi va apărea această fotografie cu Donald Duck. Din nou, dacă trimit cuiva acest link lung, lui, în loc de produsele acestui website, îi va apărea această poză. Bineînțeles, pot să pun o poză cu mine, cu un logo, cu, nu știu, cu Gigi Becali și așa mai departe. Și încă un lucru interesant pe care îl poți face aici, poți manipula parte de CSS. Și am să scriu din nou un script în interiorul căruia am să pun un JavaScript pe care l-am testat mai devreme
și văd că a dispărut, dar nu este problemă, o să-l scriu din nou. Ce avem document.get element by ID. Hai să căutăm un ID aici în pagină folosind acest inspector. Opa, am văzut un ID aici. Workspace. Ok. Bun, by ID, unde ID-ul este workspace, punct style, punct background, egal, red. Ok, acesta este codul meu pe care am să-l introduc aici. Închid această consolă și îi dau un caută. Ok, după câte observați, am reușit să schimb background-ul acesta alb al secțiunii centrale a website-ului. Folosind același script, voi putea schimba complet fața acestui website, să șterg meniurile, să fac o mulțime de alte lucruri de genul acesta, dar, după cum v-am spus, acest tip de cross-site scripting pe care eu vi l-am arătat acum nu este persistent. Asta înseamnă că nu poate face foarte multe pagube și ar trebui totuși reparat. Cam atât am vrut să vă arăt. Lăsați-mi în secțiune de comentarii părerile voastre despre acest tutorial, despre acest video. Spuneți-mi dacă mai vreți să vedeți astfel de lucruri și puteți folosi aceste scripturi pe care vi le-am arătat eu ca să vă testați site-urile voastre și să reparați aceste probleme. Despre cum putem să reparăm aceste probleme de cross-site scripting, am să fac un video în viitor. Cam atât pentru astăzi, vă salut și ne auzim data viitoare!